Bună ziua tuturor! Am răspuns de îndată și fără ezitare invitației pe care mi-ați adresat-o, pentru că dumneavoastră practic reprezentați nu doar Next Generation, dar și unul dintre cei mai importanți parteneri pe care consider că administrația publică, locală și centrală, ar trebui să-i aibă. Înțelegem foarte bine cât avem de recuperat ca țară și din acest punct de vedere nu o putem face fără un parteneriat autentic între autorități și mediul privat. Dacă ne întrebăm cum va arăta viitorul la locul de muncă, răspunsul îl avem sub ochii noștri. Și tot ceea ce înseamnă practic muncă repetitivă, probabil că va ajunge în sarcina roboților. Iar compania UiPath produce deja roboți software care preiau o parte din sarcinile anoste ale angajaților. Succesul acestei companii, succesul internațional al acestei companii, ne arată practic ce amploare va lua acest domeniu și faptul că o companie, cum este cea UiPath, înființată în anul 2005, a ajuns deja la o creștere impresionantă de ordinul miliardelor de dolari, ne sugerează cu exactitate în ce direcție merge viitorul nostru. Dar, desigur, suntem încă departe de integrarea roboților software în serviciile publice pentru oameni. Pentru că astăzi sunt și într-o calitate oficială și evident că mă preocupă cum acest domeniu al digitalizării ajunge să fie pus în serviciul public. Fiecare instituție publică, până în momentul de față, s-a concentrat asupra propriului său model de serviciu electronic. Și rezultatul? Avem acum un nivel general scăzut de interoperabilitate între serviciile administrației publice și sisteme informatice ale unor instituții precum ANAF, CNAS, APIA, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, de cele mai multe ori nu funcționează în parametrii așteptați. Asta ne arată limpede că sistemul informatic al administrației publice este deficitar. Și din acest moment, companiile și cetățenii pierd zi de zi. Dar soluția este cât se poate de clară că la nivel guvernamental trebuie să ne concentrăm investițiile către acele proiecte care aduc valoare adăugată publică. Din punctul nostru de vedere, nu mai putem investi în proiecte IT gigantice cu tehnologii costisitoare și care, la final, nu îndeplinesc o cerință de bază a unei societăți moderne. Să asigure direct și optim valoare adăugată publică pentru plătitorul de taxe. Iar echipa de guvernare pe care astăzi o reprezint în fața dumneavoastră pune sus pe agendă digitalizarea și evident că aceasta se bazează pe trei piloni strategici. Securitate cibernetică, inteligență artificială și competențe digitale. La nivel guvernamental, lucrăm deja la o arhitectură instituțională a Autorității pentru Digitalizarea României, care va fi condusă de un CIO guvernamental și această instituție trebuie să fie consolidată ca instituție tehnică dedicată misiunii sale și în afara sferei politice, pentru a asigura în felul acesta continuitatea programelor benefice pentru România, indiferent de cine se succede la guvernare. Avem un exemplu de succes în Austria, unde rolul central jucat de CIO în coordonarea digitalizării este transferat de la o guvernare la alta de 18 ani încoace, printr-un consens care garantează continuitatea proiectelor cu adevărat importante. Și sperăm că această rețetă de succes să se aplice și să funcționeze și la noi. Nu văd de ce n-am putea noi să o facem. Digitalizarea, evident, așa cum ați menționat și dumneavoastră, poate să joace un rol esențial în dezvoltarea țării. Iar unele estimări
arată că ar putea aduce un plus de 42 de miliarde de euro la PIB până în anul 2005. Dincolo de cifre, digitalizarea ar însemna oportunități de business și lucrul acesta îl menționați și l-arătați foarte bine în raport, eficiență crescută pentru instituțiile guvernamentale, aspect care mă preocupă în mod deosebit și ne preocupă în mod deosebit, și o viață mai bună pentru oameni. Pentru că, până la urmă, digitalizarea fiind viitorul de viață al societății noastre, poate să ușureze foarte mult această relație între cetățean și instituție, confortul, poate să asigure confortul și calitatea vieții pentru oameni. Avem însă, ca țară, de recuperat un decalaj serios și va fi foarte multă muncă din perspectiva instituției publice în acest domeniu. Pe harta digitalizării europene, suntem abia una dintre cele 10 piețe din Europa Centrală și de Est, departe de grupul campionilor digitalizării, Digital Frontrunners, sau așa numitul grup Big Five. Avem o disponibilitate ridicată a rețelelor de bandă largă fixe, și rapide și ultramobile, în special în zonele urbane. Dar, în același timp, digitalizarea scăzută a economiei ne trage înapoi. Mai mult de o cincime de români, dintre români nu au folosit niciodată internetul și mai puțin de o treime au abilități digitale de bază. Cifrele acestea sunt, pe de o parte, nemulțumitoare, dar, pe de altă parte, încurajatoare, pentru că ne arată un loc unde putem să sprijinim digitalizarea. Avem încă spațiu foarte mult de susținerea digitalizării pe mediul economic, pe partea de abilități personale ale oamenilor și, dincolo de o voință politică și publică pe care o exprim, avem și foarte multe fonduri europene care ne pot sprijini în această direcție. Guvernul pe care îl reprezint va sprijini în mod activ inițiativele din domeniul strategic al digitalizării. Și puteți conta, de aceea am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pe totala noastră deschidere pentru a dezvolta o infrastructură digitală de înaltă calitate. Știm exact unde ne aflăm, nu vrem să îndulcim câtuși de puțin realitatea și suntem foarte determinați să transformăm digitalizarea într-un sector public care să genereze creștere economică. Mulțumesc!